Bărbat a fost ucis în Galați după ce a fost atacat de un câine din rasa Amstaff. Se pare că animalul a fost lăsat în grijă de vecini cât timp aceștia erau la muncă. Tragedia a avut loc în comuna Băneasa din județul Galați. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost mușcat de gâte un câine Amstaff, rasă cunoscută drept foarte periculoasă. Individul a fost găsit la pământ în stare de inconștiență de către fratele său, moment în care acesta a sunat imediat la poliție. Ajunse la fața locului, autoritățile însoțite de un echipaj de ambulanță au pătruns cu greu în curtea locuinței din cauza animalului agresiv. Salvatorii au reușit să transporte victima în afara curții, însă au constatat decesul bărbatului. De asemenea, până la sosirea polițiștilor, nepoata persoanei decedate în vârstă de 14 ani a fost mușcată de mână de același câine în încercarea de a-și ajuta unchiul. Consider că atacul respectiv este, să zicem, un cumul de factori și de vină mai mult sau mai puțin a câinelui cât a stăpânului și a persoanei care îl hrănea, care, din câte am înțeles, a făcut niște mici greșeli acolo ce au dus la acest incident. Specialiștii pun cele întâmplate pe seama faptului că animalul nu a făcut altceva decât să-și apere teritoriul întrucât se afla în preajma unei persoane necunoscute. Incidentul ar fi putut fi evitat dacă exista o manieră sigură prin care victima ar fi putut hrăni câinele.